Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dăm bine seama ce ne trăim, cum trăim și care este sfârșitul zilelor noastre de Dumnezeu. Pentru că Psalmistul în Psalmul 90 zice că uitați-ne să ne numărăm bine și să ne dăm bine seama cât de trecători sunt de Dumnezeu. Care este sfârșitul zilelor noastre, ca să cunoaștem lucrul acesta. Dar suntem în momentul acesta aici, să conducem pe ultimul drum pe sora Susana. Am cunoscut familia asta și cunosc pe fratele Iosif, pe fratele Iosif, pe sora, probabil de până 60 în linie. Din țară. Și am umblat la celelalte biserici. Frații veneau pe la noi, pe la Viroda, noi mergeam la ei. Dumnezeu este acela care cunoaște inimile noastre, care poate. Nu putem să spunem istoria nici a unul. Spune istoria lui Fratele Iosif, Fratele Iosif spune istoria mea, ci Dumnezeu ne cunoaște istoria noastră. El a fost în lor, El a cerut de altă, El ne cunoaște și El ne știe. Mai bine, ca și cu cine, pe lasă de numele lor. Dar din pricina, pentru că păcatul a intrat în lume, prin privirea ochilor, cunoaște din cuvântul lui Dumnezeu că și plata păcatului este moarte. Și harul lui Dumnezeu care s-a dat și se dă fără bani și fără plată, ne învață ca să rupem cu păcatul. Să trăim cumpătat în veacul acesta, ca să avem parte și zile fericite în veacul viitor, care se va arăta când va veni Domnul. Slăviți să fie numele Domnului! Din pricina aceasta, pentru că Dumnezeu pe om l-a făcut nu ca să intre în mormânt, căci Dumnezeu l-a făcut pe om ca să rămână stăpân pe pământ și i-a dat stăpânire peste tot pe pământ. Ca să-i dai numele la animale, să dai nume la orice și El le-a dat nume. Și când le-a pus numele Adam, așa a rămas până în zilele noastre. Cunoaștem din cuvântul Domnului că Dumnezeu a făcut lucrul acesta și El le duce la îndeplinire, le-a dat să fie Domn. Dar din pricina, Dumnezeu nu este ca și omul, ca și mine, cu mintea mărginită, ci Dumnezeu e un Dumnezeu a tot știutor, slăvit să-i fie numele. El a știut că omul va cădea în păcat. Și din pricina că a știut că omul va cădea în păcat, a pregătit un plan atât de minunat în care să ne aducă din nou din starea de păcătoșenie, să ne înfățișim înaintea Lui și prin jertfa lui Iisus Hristos, care a pregătit un planul Lui minunat, mărit să fie Domnul. Aleluia. Să avem intrare slobodă și unii și alții, cum zice Efeseni, prin Duhul Său cel Sfânt să avem intrare la Tatăl, lăudat să fie Domnul. Slavă Lui. Din pricina, pentru că prin privire a venit păcatul. Noi știm și cunoaștem istoria și știm că Biblia spune lucrurile acestea, că doar femeia a privit și a dorit. Vedeți? A privi în lumea aceasta nu toate lucrurile sunt bune de dorit. Uitați-vă dumneavoastră când apostolii s-au dus la Samaria, când Petru și Ioan și apostolii s-au dus la Samaria, când au auzit că Samaria a primit cuvântul Domnului, ceilalți i-au învrednicit ca apostolii să meargă la Samaria, să se roage pentru ei, să-și pună mâinile peste ei, să primească Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt zice cuvântul că nu fusese încă dat. S-a dus acolo, s-a dus la Samaria și uitați-vă ce se petrece acolo altul lucru. A privit, a văzut și a poftit în inima lui și a cerut și uitați-vă unde a ajuns. Simon Vrăjitorul, așa se tâlcuiește numele lui, au văzut că prin punerea mâinilor apostolilor a fost dat Duhul Sfânt. Au zis că apostolii a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea asta și din Duhul acesta, ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Ce îi spune Petru? Banii tăi să piară împreună cu tine. Că n-ai nici un sor, nici parte, nici nimic, n-ai nimic comun cu Dumnezeu. Că inima ta e plină de fără de lege.
Vedeți? În lumea aceasta pământească, pe pământ, aici, inima omului, se poate umple, așa cum zicea fratele Ilie, cât de mare Dumnezeu, că nu-l încape cerurile cerurilor, dar-l încape inima omului. Vedeți cât de mare Dumnezeu? Și cât de bun e Dumnezeu față de noi? Că se lasă găsit, se lasă întrebat, de răspuns la rugăciuni, de răspuns la vindecare, când cel ce cere vindecare în numele Domnului capă vindecare, lăudat să fie Domnul. Vedeți? Petru, Simon Petru se pleacă pe Simon și îi spune, banii tăi să piară împreună cu tine. Și o zis Simon, rugați-vă, zice Petru, roagă-te pentru treaba asta ca să nu se întâmple așa. Dar el o zis, rugați-vă voi pentru mine. Biblia nu mai spune mai departe să rugați sau nu să rugați. Pentru că nu ne putem ruga pentru astfel de păcate, ne spune Apostolul Ioan în epistola sa, 1-a epistola. Dar, pentru unele păcate ne putem ruga și noi ne putem mărturisi păcatele și Dumnezeu ne le primește, ne primește și merg înainte, așa cum zice Apostolul. Păcatele unora se duc înainte la judecată, dar la celorlalți sau unora vin după ei. Ceea ce însemnează că dacă noi ne mărturisim păcatele și ne lăsăm de ele, Dumnezeu este acela care ne dă iertare, slăvit să-i fie numele. Amin. Și din pricina că au văzut că prin vederea ochilor păcatul a intrat în lume, Dumnezeu a dus planul acesta de mântuire așa de minunat, binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și a pregătit jertfa ispășitoare ca să plătească pentru păcatul nostru pe Iisus Hristos. Dar nu numai acolo, uitați-vă, nu numai la Eva s-au întâmplat lucrurile acestea, uitați-vă și la Israel venind încoace în istorie. Dacă citim în Biblie, vedem că Israel au păcătuit prin privirea ochilor lor. Vedem că spune cuvântul Domnului că ei au privit și spune în Zaharia, în Ieremia, capitolul 9, căci moartea a intrat în casele noastre împărătești pe ferestrele noastre. Și a nimicit pe copii pe uriță și pe femei pe străzi, pe stradă. Și pe toți a nimicit, vedeți? Din ce cauză? Pentru că ei au privit. Uitați-vă că spune istoria că femeile lor aduceau jertfe altor Dumnezei. Și au privit la lucrul acesta și lui Dumnezeu nu i-a plăcut și n-a fost bine și nu-i bine treaba aceasta. Și din pricina aceasta spune cuvântul Domnului prin proroc, chemați femeile cântătoare și să facă un cântec de jale. Să facă un cântec de jale, să învețe pe copiilor să cânte cântecul acesta. Că moartea a intrat în casele împărătești și în casele noastre. De ce? Și astăzi se întâmplă tot mai fel. Dar la cine i-a deschis Dumnezeu, așa cum zicea fratele Ilie, acolo înăuntru, pentru noi este un mare har, slăvit să fie Domnul. Că ne-a deschis ochii. Ne-a deschis ochii inimii, ne-a deschis credința, ne-a dăruit credință în El, în Iisus Hristos. Căci El este acela care a plătit prețul răscumpărării pentru noi, lăudat să fie numele Domnului. Și numai prin credința El se poate duce pe cărarea aceasta, pe cărarea mântuirii. Și numai în El avem iertare veșnică de orice păcat. Și numai în El avem răscumpărarea pentru toate privilegiile noastre, pentru că El a plătit. S-a sfârșit. Tată, îmi credințezi Duhul în mâna ta. Lăudați să fie numele Domnului. Vedeți, iubiții mei, precum moartea a intrat în lume, tot așa și viața trebuia să vină. Trebuia adusă și fiindcă trebuia adusă și trebuia să vină viața, a venit Iisus Hristos ca să moare. După cum printr-un singur om, zice Apostolul, a venit moartea în lume, a intrat în lume, tot printr-un singur om să intre și viața, răscumpărarea, adică din fără de legile noastre, slăvit să fie Dumnezeu. Și fiindcă El, aș vrea să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul Domnului, din a doua epistolă a lui Timotei,